Asta este ultima floare pe azi, doamne, de dimineața a ieșit în grădină. Dar rezultatul e pe potrivă. Florișelile tătii le-am schimbat, frumușel, delicatioare. Senora Dima Dimi, te piace la negurene, așa că-i ghini? Da, pășei. Ian, Dimi, ce tu oggi ai făcut? Așa că ai dat cu var copașii, știi? Da. Așa, am răsărit florile. Am răsărit o mii de flori. Și cum? Cum? Într-o parte în altă ziua. Wow! De ea spune, cine să facă mâncare acum? De care mâncare îți faci tu astăzi, Italia? Eu nu fac mâncare asta. Cum nu faci? Nu mai pot. Cum mănușiți, arată mănușiți, le dai să salut așa, Italia, ciao, Beli! Asta, armanul, tătă ziua în grădină asta. Ia ca seniora Dima, încă o leacă își dă duhul. Haide, mă, mai facem și niște mâncare și gata. Vrei în Italia? Da. Vreau scasă. Știu că v-am zis, dar am să repet, am și mai bună, și mai bravo, mamă, și mai credincioasă, uitați-vă la dânsă. Emilian. Și chiar dacă lumea îi spune, e Nastia bogătașa, că n-are ușit să-i cumpăr ochelari noi, n-are de asta și o ține cu mânuța, dar ea acum se roagă, pentru cine te rogi, mamă? Pentru toată lumea. Pentru toată lumea? Bravo, e ca, ia-mi arată cartea. Iată așa. A, mai multe. Are mai mult el. Dacă e credincioasă, bravo. E pe Muntele Atos, de la fratele nostru. Dimineața, de Vasile Alexandrin. În curând, zor de zi, o să-i revars. Dimineața, de Vasile Alexandrin, zor de ziua se revarsă, peste vesela natură, prevestind un soare dulce, cu lumină și căldură. În curând, și el apare, pe orizontul aurit, sorbind roua dimineții de pe câmpul înverzit. El se înalță de trei suliți, pe cerească mândre scară, și cu raze visărută, june, flori de primăvară, de dețeși și viorel, prebenit. Și toporași ce răzba prin frunz uscate și se arată, drăgălași. Bravo, bravi. Mai este o strofă, dar n-au extraordinar, trageți aer. Anghei, dăm număr câți mâța să aibă întrânsa. Nu, da, ce este? Căifuiește. Ei de pe azi pe mâini, dăm numai stă culcat, întins podiele. Hei, bună, sunt Emil și sunt cu Stil. Astăzi vreau să vă demonstrez cum poți să-ți ieși din minți acasă la țară. Chiar dacă ești un țărănuț, poți să te transformi foarte ușor într-un băiețel glamour, într-un băiețel cu stil, într-un băiat bis. Și pentru că suntem cu familia Crețu, am decis să ne facem astăzi niște creți. Stați că am uitat că când eram fată mare, atunci îmi făceam mamă. Wow! Iată ceva de genul ăsta. Puteți să mai încercați și așa la domiciliu. Puteți, am să vă arăt acum și rezultatul final. Mulțumesc. În această perioadă nu ne putem tunde, atunci de ce să nu facem o leocă ia zavivcă? Uitați-vă cât de frumos. Aproape ca părul de-al... Da, băi, și-s de sexy, blin, așa îmi place. Bineînțeles, dacă îl doriți un piculeț mai sculat, părul mă refer, atunci așa cu degețelele îl mai ciufuliți un piculeț și aceasta este coafiura de carantină. 2020, te provoc, acum, și doar acum, fii creț, dacă nu ești creț, nicio problemă, hai să fii. Și da, am decis, astăzi, eu, împreună cu a mea, familie, să ne auto-cretușim. Lavinia, ești de acord? Da! Nina? Da. Mama? Nu. E post. Dima, zici că nu ne-am, seniora Dima, zici că nu ne-am luat ochelarii de soare. Mergem la cimitir, mi-am făcut pricios ca Dimaș, eu ochelarii, poate cine știe, chi că vreau mort. Dacă-s frumos, apă-s frumos, n-am treaba, uitați. Lealiucu, mua, tâță de felceriță vorba și ei. Ogi, seniora Dima s-a transformat în gopnica, si, seniora? Si. L-ați întâlnit, mă? Si. Deja e vreme pentru tine, si, si? No, no, no. Andiamo. Să apare la gropa? Ia întoarce și pungalul la vine, așa, așa, noroc de Italia, că mai știm și noi ce înseamnă Lidl, adică am știut, până amu, de amu, gata, adio! Ei, Nini, nu-mi place vântul ăsta, el Nini a stricat priciu. Seniora Dima, primarul a dat ordin, că ai stat mai mult de o lună în sat fără viz de reședință, lucru în folos satului, gunoiul strâns.
să vă arăt și s-a ridicat mamea și deși în astea bogătașă. Uitați-vă și crește aici. Vreo doi mași. Vedeți? Să nu spuneți la nimeni, la poliție, Doamne ferește. Dacă uitați-vă cu Iginia, uitați-vă la dânsul. Mucunea, hai uite în cadru acolo, Ianu, și cochetează. Cochetează acolo, poate sunt vreo cățelușcă care te privește. Cine are cățelii pentru mucșor, păjalsta, adres... A, uite, în gur la mine de bagte. Uitați-vă ce înseamnă violență sexuală. N-are sarmana pieni deloc. Și-ai pățit, faninunță. Sinecule, voi eu... Doamne, ferește. Cine e părița? Ia uitați-vă și bogăție are acolo. E, o, o, și cu dăștă. Sară în sus, dar ce sară în sus? Ia bucă bielca. Au să bat încă. Altă mamașcă. Ești să mai liniștiți. Păi parcă hămâi. Și fac ei. Bogății, bogății. Țineți minte, în Instastory am făcut eu azi toamnă cu găina care stătea în cap la mămica, țiganca, e câtă-o. Mămica grăiește cu dânsul, e blajână, stă la mână, sculcă, vrea calcate. De unii spienile fa, nebunul? Aute-o, pituh gamburschi și ești. Ai, curăță, stai, din gură. Văzând mesajele voastre, mi-am dat seama că iepurașul nostru, iepurașul nostru îmi plac cu mara. Că a făcut, atent, că a făcut iepurașul cu petișoare negri și cafenii. Ia uite la mine așa, ai spălat ghininările? Da. Ia n-arată? Adică eu eram fericit. Arată bine. Așa, bravo, maladeț, nota 10. Ce sunt? O pulas. Un pulas? Da. Bravo, mulțumesc. Mi-am mai zis-o alții, dar nu chiar așa de frumos și delicat ca tine. Cum sunt? Pulas. Pulas, așa, ieși să faci fiecare, dar... Dragilor, două secunde. Nu știu cum voi, fetele, știu că această coafură este foarte la modă. La vine, uite încoa. Îi stă foarte bine. Dar eu această coafură, pe bune, o urăsc din moarte. Eu nu înțeleg cum pot să-ți prins părul așa. Parcă e o zoniță. Parcă e o lipniță. Vorbea nu știe că am pus-o și chiar am vrut să filmez reacția ei. E de obicei când se vede, apă-mi dă cu pumnul în cap, îmi dă cu pumnul în gură, în nas, în dinte. Știți, deși eu am imunitate, pentru că eu dimitel, orice legum, orice fruct, dacă trebuie să-l mănânc, îl mâncăm așa simplu, fără să-l spăl, fără să-l dezinfectez. Așa mi-am făcut eu imunitatea, fetițo, că nu-s crescut în vazon. Doamne ferește! Spală! Trec așa și nu mor! Asta e sănătate, o lecție de glod, o lecție de băligoță de cal. Mergi înainte! Mai copii, mai dragilor, mai. Am uitat, astăzi este 16 aprilie. Noi am avut bilete să zburăm pe o săptămână în Ierusalim, la mormântul Domnului. Și m-am pomenit că stăm acasă la Negurieni. Ne plimbăm o leac, măcar cu mașină. Măcar și avea ceva frumos pe seara asta. Nasă. Dar pe le-ai spălat numai și? O, încă a fost murdărie în nas. O mai fost murdărie în nas și ai venit să-mi arăți. Hai arată să văd. Arată mai binișor. Bravo, foarte curat. Bravo, bravo. Gata, e bun. Marcos fie și el vlogger, numai acum vede că filmez ceva, vine și el. Na, nu filmează-mă și pe mine. Ia că apari și pe internet. Zi bună seara. Bună seara. Ce mai faceți? Nu fac nică. Nu, tu întreabă dânsul. Ce mai faceți? Ce faci? Așa, și acum seara, seniora Dima ne-a făcut bruschetti a la... De unde ești? Roma. A la Roma! Bravi! Este-i placul primar, da? Se fac femeia, că e însurat.
Am văzut și eu un filtru la cineva și pistruii ăștia nu-mi plac, sunt de căcat. Mai bine îmi plac ai mei naturali. Nările, Marc, scurate? Da! Vreau să le văd, vreau să le văd. Mai tare. Așa e bun. Se pușleam? Da. Ha? Nu mai este dat normal, tot normal. Tot e ok. Mama! Curând îi ziua aici și eu tot încerc să o discuț. Zic, mami, ca și cadou vrei. Și e, tătam, slava Domnului, voi și sănătoși. Zic, mam, dacă te mai gândești ce faci? Zic, și vrei? Nu, nică. Și până la urmă am aflat noi și vrei. Azi vedem. Dimi, Ancea. Dom'le, să vreți să te găsești. Suntem de mulți. Și întoarci cu spatele. Și dispari.